Să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și să citim, începând cu versetul 1, câteva versete, să ascultăm. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Citim versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați de credință, în această dimineață, prima duminică a lunii noiembrie, ne găsim la olaltă, la închinare, bucurându-ne de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru și de participarea noastră comună, de prezența noastră comună în locul acesta. Cu perspectiva apropierii de cina Domnului, în cele ce urmează vom împărtăși cuvântul Domnului. Înțelegând cât de importantă este învățătura cu privire la Domnul Iisus, cu privire la persoana, la identitatea Domnului Iisus, am ales în această dimineață și în alte întâlniri care vor urma acesteia, din când în când, să avem învățătură cu privire la persoana Domnului Iisus, cu privire la identitatea Domnului nostru Iisus. Când suntem împărtășie, când suntem la cina Domnului, e fundamental să înțelegem cine este Iisus. E fundamental să înțelegem ce a făcut El pentru noi și care este planul Lui de mântuire pentru sufletele noastre. Dimineața aceasta vom aprofunda trei aspecte distincte. Se rog pe Praț să expună PowerPoint-ul pe care l-am pregătit. Trei lucruri distincte vom scoate în evidență. Vom vorbi despre existența eternă a cuvântului, a Domnului nostru Iisus. Și aici este o întrebare foarte importantă. Cum a apărut Domnul Iisus? De unde este Domnul Iisus? Ce putem spune pe marginea acestui subiect? Întrebarea a doua la care ne vom referi ține de identitatea lui Iisus. Cine este Iisus? Este El Dumnezeu? Putem să spunem că Iisus Hristos este Dumnezeu ca și Tatăl, ca și Sfântul Duh? Și sigur vom vorbi ceva despre prezența Domnului Iisus, a Cuvântului, printre noi. Am citit un loc din Scriptură foarte, foarte important, este debutul Evangheliei după Ioan, prologul Evangheliei după Ioan. Și în pasajul acesta ni se spune, revenim asupra acestui text, ni se spune așa. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Citind aceste locuri din Biblie, nu putem să nu ne întrebăm cine este cuvântul, ce reprezintă el. E trecut în traducerea Cornilescu cu majusculă, cuvântul. Cine este cuvântul? Versetul 14 ne răspunde la această întrebare spunându-ne cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Punând împreună versetul 1 cu versetul 14, înțelegem că prin cuvânt Apostolul Ioan înțelege pe Domnul Iisus. Cuvântul este Domnul Iisus. Este Domnul Iisus înainte ca să se întrupeze. Înainte ca să vină printre noi, născându-se din Fecioara Maria, El a avut această identitate de cuvânt, cuvântul, logosul, binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Vom merge mai departe și
trebuie să punem aici o întrebare. Ce înțelegem prin existența eternă a Domnului Iisus? Domnul Iisus există, este viu, slăvit să fie numele Lui în veac. Întrebarea este, de când există? A apărut părerea dreptul unora care susțin că Domnul Iisus este făcut, că El este Fiu și ca Fiu are un început. Dumnezeu este Tată, Domnul Iisus este Fiu. Uite aici în fața mea este, de Sami, Dumnezeu l-a binecuvântat cu copii. Cum îl cheamă pe fecior? Asher. L-ai avut înainte să-l faci? Nu. Care e mai bătrân? Tata sau Asher? Sami sau Asher? Tata sau fiu? Pe logica aceasta, Arius, un diacon din Biserica Creștină din Alexandria, în anul 318, a ținut o predică în care îi învăța pe oameni că Domnul Iisus este mai tânăr decât Dumnezeu, că Tatăl l-a făcut, l-a născut pe Domnul Iisus și până să-L nască, Domnul Iisus nu era. Și abia după ce Dumnezeu Tatăl l-a născut, după aceea putem vorbi de existența Domnului Iisus. Este corectă, din punct de vedere biblic, această înțelegere sau este o erezie pe care trebuie să o respingem cu fermitate? Este o erezie pe care trebuie să o respingem cu fermitate. Domnul Iisus nu are început al zilelor. Domnul Iisus este etern, binecuvântat să fie numele Lui în veac. Domnul Iisus există din eternitate, înainte de întrupare, înainte de veci. Biblia ne spune că Domnul Iisus a creat toate lucrurile, inclusiv timpul. Pasajul pe care noi l-am citit ne spune că toate au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Timpul este creat, așa după cum creat este și spațiul. Imaginați-vă, vă rog, că obiectul acesta pe care îl țin în mână ar fi Universul. Și în obiectul acesta, în interiorul Universului, sunt cuprinse toate planetele, toate stelele, toate galaxiile, totul este cuprins aici în interior. Și planeta noastră Pământ, și Luna de pe cer, totul este aici. Și că Dumnezeu ține în mână Universul, din afara Lui, așa cum eu țin în mână obiectul acesta. Trebuie să reținem că timpul este și el creat de Dumnezeu. Și spațiul este creat de Dumnezeu. Distanța dintre planete, dintre stele, este creată de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut timpul, Dumnezeu a făcut spațiul, Dumnezeu a făcut materia, Dumnezeu a făcut lumea spirituală nevăzută, cu tot ce cuprinde ea. Toate sunt create de Dumnezeu și cuprinse în ceea ce numim creație. Și creația, așa imaginați-vă că este băgată în obiectul ăsta. Dumnezeu o ține în mână. Când spunem că Domnul Iisus este etern, El este în afara Universului. El n-are început al zilelor. El este începutul oricărui început. Că Domnul Iisus a făcut timpul, vă rog, ca dovadă biblică, aduceți-vă aminte ce a vestit profetul Isaia despre El. Cum va fi numit? Părintele cui? Veșniciilor. Părintele veșniciilor. Dar dacă am citi Creatorul timpului. Părintele veșniciilor. Creatorul veșniciilor. El le-a făcut. Așa sunt lucrurile. Cum să spunem că Iisus Hristos are început în timp, câtă vreme El a creat timpul? El este în afară. Existența Lui este eternă. Sigur că eternitatea Domnului nostru Iisus se referă doar la divinitatea Sa. Existența eternă a Domnului Iisus nu se referă la umanitatea Sa. Ca om, El există doar după ce S-a întrupat. Și la vreme potrivită vom vorbi despre întrupare și probabil că o să fie mai potrivită chiar decât la Crăciun. Și atunci o să vorbim. Existența eternă a Domnului Iisus se referă la divinitatea Sa,
căruia este părtaș împreună cu Tatăl și împreună cu Duhul Sfânt din totdeauna, fără început și fără sfârșit. Aceasta trebuie să spunem despre cine este Domnul Iisus. Și acum întrebarea e, se poate dovedi biblic că Iisus Hristos există înainte ca El să se întrupeze? Că este veșnic? Haideți să încercăm câteva argumente din Sfânta Scriptură. Argumentele acestea au o mare însemnătate și le găsim în Biblie. Primul argument foarte important ține de originea cerească a Domnului Iisus. După Sfânta Scriptură, Domnul Iisus, mai înainte de a veni la noi pe pământ, întrupându-se, El era în cer. Ioan, capitolul 1, pasaj pe care l-am citit, spune: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, El era la început cu Dumnezeu. E limpede că e cu Dumnezeu înainte de a începe creația. În Ioan capitolul 3, versetul 13, este scris că Iisus Hristos este Cel care s-a coborât din cer. În 3:31, Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Și în Ioan 16, cu versetul 28, Domnul Iisus a spus: am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Sunt câteva afirmații din Scriptură care arată originea cerească a Domnului nostru Iisus. Pe lângă aceasta, găsim încă un argument foarte important, o apariție în Vechiul Testament. O apariție care ridică semne de întrebare cu privire la identitatea ei, și anume Îngerul Domnului. În Vechiul Testament găsim arătați foarte mulți îngeri, în diferite feluri și lucrări, dar această prezență este distinctă. Când citim traducerea în limba română, observăm că în dreptul acestui înger numele este trecut cu majuscule. Oare de ce interpreții, traducătorii au pus cu majuscule numele acestui înger? El poate fi observat făcând niște lucruri separate și distincte de cele ale celorlalți îngeri, lucrări și activități care îl asimilează cu Dumnezeu, îl aseamănă cu Dumnezeu. Spre exemplu, în Geneza 22:11, cuvântul Domnului ne spune că Îngerul Domnului a strigat din ceruri și a zis: Avraame, Avraame, iată, m-a răspuns Avram, Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic, că acum văd, că știm acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău pentru mine. Păi când a mai vorbit un înger creat de Dumnezeu așa? Oprește-te, văd că te tem de Dumnezeu, că n-ai cruțat pe fiul tău pentru mine. Cine ceruse lui Avram să jertfească pe Isaac? Dumnezeu. Și cum a zis Dumnezeu? Să-l aduci ca jertfă pentru mine. Iar acum acest înger spune: mie mi l-ai adus. De unde deducem că acest înger se identifică pe sine cu Dumnezeu? Apoi, Îngerul Domnului primește închinare. Nu odată, în Vechiul Testament, apar texte în care ni se arată că oamenii cărora li s-a arătat acest înger au fost copleșiți de prezența lui și s-au închinat înaintea lui. Sigur că oamenii s-au închinat și în alte situații îngerilor făcuți de Dumnezeu, dar spre deosebire de aparițiile în care închinarea este adusă Îngerului Domnului, în celelalte situații, îngerii refuză să primească închinarea. Sar ca arși și spun: închinați-vă lui Dumnezeu. Noi suntem slujitori ca voi. Spre deosebire de acești îngeri, Îngerul Domnului are o reacție cu totul diferită. El acceptă închinarea. Și nu numai că acceptă închinarea, dar binecuvântează pe aceia care îi dau închinarea, îi binecuvântează uzând de identitatea sa divină. Și apoi confirmările se arată prin evoluțiile care au fost puse în evidență. Deci faptul că acest înger al lui Dumnezeu primește închinare ridică semne de întrebare cu privire la identitatea sa divină. Cine-i oare? Găsim apoi că acest înger este diferit, se face diferență între el și Dumnezeu Tatăl. Avem texte în care este subliniată distinția aceasta.
Spre exemplu, când s-a arătat aceste femei cu numele Agar, îngerul Domnului o întreabă: ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Deci îngerul Domnului spune: nu te teme, că Dumnezeu altul a auzit glasul copilului. Distinția aceasta o găsim și în alte locuri în Vechiul Testament. Și atunci, punând împreună aceste informații, rezultă că acest înger al Domnului din Vechiul Testament, declarat Dumnezeu, separat totuși de Dumnezeu Tatăl, cine este atunci? Nu găsim alt răspuns decât Iisus înainte să se întrupeze. Domnul Iisus înaintea întrupării din Fecioara Maria, manifestându-se ca Dumnezeu alături de Tatăl și în alte locuri a Vechiului Testament alături de Duhul Sfânt. Deci e o dovadă că Iisus este înainte de întrupare. Binecuvântat să fie în numele Lui. Găsim apoi în cuvântul lui Dumnezeu că mărturiile profeților din Vechiul Testament subliniază existența sa eternă. În această privință, doar un singur text, Mica 5:2. Și tu, Betleeme, din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în vremurile veșniciei. Iată cum se zice despre Iisus care urma să se întrupeze. Ioan Botezătorul a afirmat că Domnul Iisus este înainte. Întreb, succesiunea cronologică a activității lui Ioan, cum poate fi pusă în relație cu Iisus? Care a venit primul, Ioan sau Iisus? Ioan a venit primul și apoi în urmă a venit Iisus. Dar vorbind despre ceea ce nu se vede, punct de vedere al acestei cronologii, Ioan zice așa: El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. La ce se referă oare? Existența sa eternă? Iisus afirmă despre sine aceleași adevăruri. Spre exemplu, când a vorbit despre Avram, Domnul Iisus a zis: adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram, ți-a zis, eu sunt. Oamenii l-au înțeles foarte bine, l-au criticat pentru asta și au zis: dar tu n-ai nici 50 de ani și cum spui că tu l-ai văzut pe Avram și că ești înainte de Avram? Domnul Iisus, chiar prin aceste afirmații, subliniază identitatea sa divină, existența sa eternă. Celelalte locuri din Noul Testament, din epistolele Noului Testament, subliniază foarte bine identitatea divină și existența sa eternă. Spre exemplu, epistola către evrei: scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Iar apostolul Pavel, în Coloseni 1:17, spune: El este mai înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin El, binecuvântat să fie numele Lui. Aceste dovezi din Biblie pe care le-am citat și peste care am trecut așa repede, puse toate împreună, dovedesc învățătura Scripturii cu privire la faptul că Iisus Hristos există înainte de întrupare, din vecii vecilor, El făcând și veșnicia. El a făcut veșnicia, El a făcut timpul. Numele Lui să fie lăudat. În mare, astăzi, apropiindu-ne la cina Domnului, gândindu-ne la Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume și s-a întrupat pentru noi, a murit pentru noi și numele Lui este răscumpărare pentru sufletele noastre, trebuie să ne gândim la El ca la Dumnezeu Creator. Dumnezeu prin care au fost făcute toate și care alături de Tatăl și de Sfântul Duh este vrednic de închinare. Binecuvântat să fie în numele Lui. Cu privire la natura existenței eterne a Domnului Iisus, îngăduiți-mi să subliniez două sau trei lucruri. În primul rând, Domnul Iisus, Logosul, Cuvântul, există ca persoană. El există ca persoană.
Adică are simțăminte, rațiune, voință. El a fost înainte de întrupare așa cum e Tatăl. Și așa cum l-am cunoscut din Evanghelie când a vorbit și a simțit și a avut milă, o persoană. Iisus nu a devenit persoană când s-a întrupat din Maria. Iisus este persoană din totdeauna. Și de asemenea, este împreună cu Tatăl, coetern cu Tatăl. N-a fost nicio secundă în care Iisus să nu fie. Și înainte de a, mai fi, de a fi secundele, înainte de a fi creat timpul, timpul e creat, ne vorbim de veșnicia trecută. Veșnicia trecută există numai în matematică. Veșnicii, timpul are început, numai Dumnezeu nu are început. Că în viitor e eternitate, asta e altă parte. Poate că aici matematica e bună. Dar în ce privește timpul, el este creat. Iisus Hristos este coetern alături de Tatăl. Și cuvântul Domnului ne învață că Iisus este și consubstanțial, adică împărtășește aceeași fire, aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl, fiind deopotrivă cu Tatăl. Și acum, întrebarea care merge mai departe și după momentul acesta o să vorbim despre identitatea divină a Domnului Iisus, dacă Domnul Iisus există din veșnicie, dacă veșnicia este opera Lui, ce a făcut El înainte de întrupare? Ce putem găsi în Biblie? Cuvântul Domnului ne spune că alături de Tatăl este Creator. Ioan așa declară, și suficient acest text, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Când zice că a fost făcut totul prin El, observăm că nu-i singur. Nu spune toate le-a făcut singur, ci toate au fost făcute prin El. Tatăl, Fiul, Duhul și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Nu există ceva creat și Iisus să nu fi participat. Și toate se țin în ființă prin El. El are activitatea de întreținător a creației. El ține împreună lumea. El ține la oaltă atomii legați între ei ca să formeze materia și din interiorul atomului ține împreună electronii pe orbită. Și cercetătorii fizicieni merg și mai adânc și caută și acolo și observă și acolo lucruri neînțelese de rațiunea umană. Toate le ține împreună El, Iisus, slăvit să fie numele Lui. Corpul nostru este ținut împreună, viața, El dă viața. Cuvântul Domnului ne spune că Iisus, în identitatea sa preîntrupată, a revelat pe Dumnezeu, a avut această activitate de revelare a dumnezeirii. Și tot înainte de întrupare îl găsim ca înger al Domnului. Însumând toate aceste lucruri, stimați frați și surori, este bine să fie fixat în sufletul nostru pentru totdeauna adevărul că Iisus Hristos nu e creat. Iisus Hristos nu e făcut. Iisus Hristos n-are început. El este fără început, este Dumnezeu alături de Tatăl, alături de Sfântul Duh. Și existența Lui merge înaintea întrupării sale, înaintea creației, fiind din totdeauna alături de Tatăl și alături de Duhul Sfânt. Amin. Haideți să facem următorul pas. Este Iisus Hristos Dumnezeu sau nu? Sigur că după predicația asta de învățătură va trebui să discutăm un pic despre niște texte delicate. Și o să le vină vremea. Dar să nu începem cu problemele. Haideți să începem mai bine cu certitudinile. Care ar fi argumentele pe baza cărora spunem că Iisus Hristos este Dumnezeu? Primul argument, Biblia afirmă că Iisus este Dumnezeu. Argumentul numărul 2, Domnul Iisus este descris ca având atribute ale divinității. Mai mult, Iisus afirmă despre sine că este Dumnezeu. El este conștient că este Dumnezeu și face aceste declarații cu privire la propria sa persoană.
E nefiresc. E nefiresc, un pic neobișnuit. Și cărturarii din vremea lui au observat acest lucru și au zis, vezi, vorbești despre tine însuți. Nu stă bine să vorbești despre tine însuți, să spui eu sunt. Lasă vadă alții că ești și să spună ei. Dar Domnul trece peste aceste sensibilități pentru că, fiind Dumnezeu, trebuie să facă această afirmație. Numele și titlurile pe care Domnul Iisus le deține confirmă divinitatea sa. Activitățile pe care ele se vârșește, de asemenea, întăresc divinitatea sa. Și un argument foarte frumos al șaselea, Iisus acceptă închinarea. Haidem să luăm pe rând. Primul argument. Biblia afirmă că Iisus este Dumnezeu. Unde, va spune cineva? Probabil că ați interacționat cu oameni care neagă divinitatea Domnului Iisus. Vin cu revistă sub braț și încep să ne bată la ușă și să ne lămurească cum că Iisus Hristos este creat. E un înger mai mare. Iată ce scrie în cuvânt. Uitați-vă la acest pasaj. La început am stabilit că Iisus este cuvântul. Și atunci am citit așa. La început era Iisus și Iisus era cu Dumnezeu și Iisus era Dumnezeu. E clar? E foarte clar. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Este foarte clar. Următorul loc. Ioan 5 cu 18. Iudeii căutau să-L omoare pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său. Și au zis ce observă Ioan. Și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Întreb. Iisus s-a făcut pe sine deopotrivă cu Dumnezeu? Totuși nu e o pretenție prea mare. Iudeii au zis, e prea mult, nu mai suportăm așa ceva, omul acesta e vrednic de moarte. De Iisus și-a luat lumea în cap când a zis că este Dumnezeu sau acesta era adevărul? Acesta era adevărul. Următorul text, Ioan 20:28. Domnul Iisus învie, se arată ucenicilor, se arată și lui Toma, copleșit de puterea pe care a văzut-o și de slava Domnului Iisus, Toma a dat slavă lui Dumnezeu, ne spune cuvântul că a căzut cu fața la pământ și a răspuns, Domnul meu și Dumnezeul meu. Putea să zică Domnul meu și atunci avea dreptate și martori. Dar a zis și Dumnezeul meu. Iar Iisus nu-l corectează spunându-i, Toma, oprește-te, prima parte e corectă. Dar a doua, Dumnezeu e numai Tatăl. Nu. Ci acceptă această afirmație și pe lângă faptul că Domnul Iisus o acceptă, notați vă rog că după câțiva zeci de ani, apostolul Ioan consemnează asta în Evanghelie ca să știe toți oamenii că Iisus Hristos este Domn și Dumnezeu și vrednic de închinare. Următorul text. Evrei 1 cu 18. Iată cum vorbește apostolul în locul acesta despre Iisus, fiul lui. Cine este fiul? Domnul Iisus. Fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, îl numește Dumnezeu Biblia pe Iisus. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Încă un text, Ioan 5:20. Vorbind despre identitatea lui Iisus de Fiul al lui Dumnezeu, Ioan scrie așa. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat. Adică în Iisus Hristos, Fiul lui. Și acum urmează ce am subliniat. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. La cine se referă propoziția, fraza asta? Trebuie să fii orb. Și dacă ești orb, auzi, te pricepi. Dar dacă și poți vedea cu ochii cuvântul, El, adică Iisus Hristos, Fiul Lui, El este Dumnezeul adevărat. Așa este numit. Dumnezeul adevărat. Și viața veșnică. N-ar fi firesc să spunem că Dumnezeu Tatăl e Dumnezeul adevărat.
E fără logică. Toată lumea știe că Dumnezeu Tatăl e Dumnezeu adevărat. Că Biblia începe declarând dumnezeirea lui Tatăl. La început era Dumnezeu. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Nimeni n-a pus sub îndoială că Dumnezeu Tatăl e Dumnezeu adevărat. Discuția aici a fost că Iisus nu e Dumnezeu adevărat. Și acum Ioan face clar, zicând de la sfârșitul epistolei. De aici încolo să știe toți. Iisus este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Încă un text. Mai sunt multe, am ales doar acesta ca ultim. Tit? Da. Spune așa. Cităm versetul 13. Harul lui Dumnezeu arătat prin Iisus, acum versetul 13, ne învață să așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei. Rog să observați cum este definit aici Domnul Iisus. Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Cine trebuie să vină? A cui venire o așteaptă biserica? A Domnului Iisus. Care, deci Iisus Hristos, putea să spună arătare slavei lui Iisus Hristos. Era corect. Dar apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt, simte că trebuie să sublinieze identitatea Domnului Iisus. Și despre el afirmă două lucruri. Că este Dumnezeu și că este Mântuitor. El vine, Iisus Hristos este marele nostru Dumnezeu și marele nostru Mântuitor. Așa este învățat și afirmat de apostolul Pavel. Iată dar dovezi ale divinității Domnului Iisus. Este primul argument doar, afirmațiile Bibliei. Afirmații direct. Haideți să vedem o a doua categorie de argumente care se pun în evidență când cercetăm învățătura cu privire la însușirile Domnului Iisus, la atributele Domnului nostru Iisus. Ca cineva să poată fi socotit Dumnezeu, trebuie să aibă însușirile lui Dumnezeu. Nu poți să spui că cineva e Dumnezeu dacă nu se califică având însușirile lui Dumnezeu. După Scriptură, atributele specifice dumnezeirii sunt la număr 5. Primul, hai să le punem aici toate, se bată. Primul este eternitatea. Despre asta am vorbit. Adică trebuie să existi înainte de orice. Și existența ta să nu depindă de nimeni și de nimic. Nici de tată, nici de mamă, nici de context, nici de mediu înconjurător, nici de resurse, nici de nimic. Trebuie să fii în tine, autosuficiență, eternitate. Omnipotență, adică să poți tot, să nu existe nimic în afara puterii, în afara puterii. Iisus Hristos este atotputernic, așa citim în textele pe care le avem aici, mai sunt și altele. Omnisciență, adică să cunoști tot. Iisus este descris ca știind ce este în oameni. El știe trecutul, prezentul, viitorul. Și aici o să întrebe cineva, și atunci, cum e textul cu privire la venirea Domnului, a cărui zi nu știe nici Fiul, ci numai Tatăl? Asta altă dată. Acolo trebuie înțeleasă, ca să facem doar o mică paranteză, condiția întrupată a Domnului Iisus în statutul lui de fiu chemat să respecte ce a zis Tatăl că e de spus. Și Tatăl a zis, așa a spus Iisus, Tatăl a păstrat sub stăpânirea sa vremile și soracele. Asta nu-i de spus. Dar cu detalii și argumente altădată. Altfel, Iisus Hristos este prezentat că știe tot. Prezent pretutindeni. Nu există niciun loc în care Mântuitorul să nu fie. Și ce e frumos, Ioan 3, 13, este că el vorbește cu Nicodim și îi spune așa lui Nicodim, Nicodime, nimeni nu s-a coborât din cer, sau nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel care s-a coborât din cer. Adică Fiul omului care este în cer. Iisus îi spune așa lui Nicodim, Nicodim, eu sunt fiul omului și uite-te bine la mine. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel care s-a coborât. Adică eu, fiul omului, care-ți vorbesc și care acum sunt
în cer. Te uiți la textul acesta așa, reiese din el clar că Iisus Hristos afirmă că simultan este în fața lui Nicodim și este și în cer. Prezent pretutindeni. De aceea noi îl chemăm în Sibiu și îl cheamă și alți credincioși în Africa sau în America și acolo simultan. Îl chem eu acasă în Șelimbăr și dumneavoastră în Șura Mare și simultan amândoi. Prezent pretutindeni. E Dumnezeu. Și nu se schimbă imobilitatea. Orice schimbare are loc în bine sau în rău, în ce-l privește pe Domnul Iisus, nu există posibilitatea ca El să fie mai bun decât este și nici mai puțin bun. Unul s-a grăbit și a zis, nu poate fi mai bun decât îi, dar nici mai rău. Să nu folosiți expresia așa, este cursa vorbirii. Nu poate fi mai bun, dar nici mai puțin bun. El este desăvârșit, este perfecțiunea, numele Lui să fie lăudat. Iată dar, stimați frați, aceste argumente subliniază că Iisus Hristos are atributele dumnezeirii. Argumentul numărul 3. Domnul Iisus, după cum citim în cuvânt, așa, Domnul Iisus a afirmat despre sine că este deopotrivă cu Tatăl și că El este Dumnezeu. Privința aceasta, uitați-vă câteva texte. Ioan 10:30. Eu și Tatăl una suntem. Ioan 15:18. Spunea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea pe sine egal cu Dumnezeu. S-a scris Evanghelia. Iisus spunea că Dumnezeu e Tatăl său și se făcea pe sine egal cu Dumnezeu. S-o vadă toți. Asta a crezut Iisus despre sine. Apoi, tot în Apocalipsa, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Iisus face această afirmație despre sine. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ca această afirmație să o găsim în Apocalipsa 1:8, pusă în dreptul lui Dumnezeu Tatăl. Exact la fel. De unde se înțelege limpede că Iisus Hristos afirmă despre sine că este Dumnezeu. Este conștient cu privire la acest adevăr. Următorul argument ține de titlurile și numele pe care Domnul Iisus Hristos le deține, le are. Aceste desemnări, denumiri ale Domnului Iisus subliniază de asemenea divinitatea sa. El este mărturisit Dumnezeu, am arătat asta, Fiul lui Dumnezeu, sunt așa de multe texte care subliniază acest adevăr, El este Domnul, este vrednic de închinare și este Mântuitorul. În aceste patru afirmații, desemnări, denumiri, titluri, este descrisă identitatea lui Iisus. Sigur, mai sunt și altele, dar astea se leagă în mod direct de divinitatea sa. Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul. Așa îl descrie Biblia. În urmare, când ne rugăm, putem să ne rugăm Domnului Iisus. El este Dumnezeu, El ne ascultă, numele Lui să fie lăudat. Să subliniem argumentul numărul 5. Iisus săvârșește lucrări care implică divinitatea. El face acțiuni, activități pe care numai și numai Dumnezeu le poate face. Prima acțiune, Domnul Iisus participă la actul creației și la ținerea în ființă. Asta numai Dumnezeu poate face. Domnul Iisus iartă păcatele oamenilor. Cine poate ierta păcatele oamenilor? Numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Iar în identitatea sa divină, Iisus Hristos iartă păcatele oamenilor. Când a spus odată unui om bolnav, fiul iertate sunt păcatele, cum au reacționat oamenii? Că l-au auzit și n-au putut primi asta. Deci cum vorbește omul acesta așa? Nimeni nu poate să ierte păcatele în afara lui Dumnezeu. Au știut bine? Au știut foarte bine. Numai știți ce n-au știut? Că între Dumnezeu, Tatăl și Domnul Iisus este egal. Asta n-au știut. Și asta urma să afle. Iisus iartă păcatele. Domnul Iisus dă viață. El este creatorul vieții. El întreține viața. El dă viață. El e viața oamenilor. Așa citim în Evanghelie. Că El e viața. E lumina. Iisus este judecător în ziua de apoi. El are ultimul cuvânt în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Se vor înfățișa toți oamenii, întreaga creație, ca să dea socoteală. El este judecător și El este mântuitor. Cuvântul Domnului ne prezintă această identitate a lui Iisus de mântuitor.
Și acum, ultimul argument cu îngăduința dumneavoastră. Și apoi ne apropiem de cina Domnului. Iisus a acceptat închinarea cuvenită numai lui Dumnezeu. Domnul Iisus este vrednic de închinare și a acceptat închinarea când i s-a dat închinare, care de altfel este dreptul lui Dumnezeu. Răsfoind cuvântul, evangheliile, putem observa de atâtea ori că au venit la el oameni și l-au numit un învățătorule. Iisus nu i-a contrazis, era învățător. Și nimeni nu s-a potignit când i s-a zis rabi. Erau mulți alții recunoscuți ca învățători. I-au zis fiul omului. De fapt, nu. Singurul care a spus despre sine că este fiul omului este Iisus. Dar asta e altă predică, altă dată. I-au zis fiul lui Dumnezeu. Și Iisus a recunoscut. Alții au zis, Domnul meu, Dumnezeul meu. Și s-au închinat. S-au plecat în fața lui, au căzut cu fața la pământ înaintea lui. I-au adus rugăciuni, i-au cerut îndurare. I s-au închinat. Toate aceste acțiuni subliniază că Iisus este Dumnezeu. Frații mei, să stabilim câteva lucruri. 1. Singurul care merită închinare este Dumnezeu. 2. Orice ființă creată de Dumnezeu, de bun simț, și care și-a păstrat demnitatea și alegerea și a stat recunoscându-l pe Creator, nu a acceptat în dreptul lui închinare niciodată. Nici o ființă creată de Dumnezeu, înger sau om drept, omuritor, când cineva, cine știe din ce pricini, s-a aruncat în fața lui confundându-l cu Dumnezeu, nu a acceptat asta, s-a sărit ca ars și a zis să vă închinați lui Dumnezeu. Suntem slujitori ca voi. N-au acceptat închinarea. Este doar pentru Dumnezeu. Niciun înger drept, niciun om drept n-a acceptat închinarea. Iisus o acceptă. Mai este cineva pe fața pământului care o acceptă? Mai este cineva. Dar nu o merită. Diavolul. Demonul. Demonul, diavolul însetează după închinare, o dorește, caută să amăgească oamenii să-i se închine, inventează religii păgâne, erezii nimicitoare, tot felul de ideologii false, în spatele cărora se ascunde ca oamenii acceptând acele lucruri, de fapt să se închine diavolului. Exact ce a spus apostolul Pavel. Neamurile când slujesc idolilor, de fapt slujesc dracilor. Și demonii cer închinarea. Dumnezeu o merită, oamenii drepți și îngerii sfinți o resping, chiar dacă cineva din greșeală le-a dat-o, o resping și o pun în seama lui Dumnezeu. Iisus o acceptă, Satana o acceptă. Și acum trebuie să răspundem la o întrebare. Socotind că Iisus primește închinarea, avem de ales una din două variante. Eram odată într-un autocar. Călătoream din Sibiu spre Viena. Erau oameni puțini. Mai în față am auzit ceva vorbă între niște persoane, erau acolo două doamne și a treia, și între ele vorbeau despre Dumnezeu. M-am tras și eu aproape și am băgat de seamă că discută despre cine este Domnul Iisus. Mi-am dat seama repede că era o doamnă de la Martul lui Jehova, care insista că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Celelalte femei căutau să îi se opună, dar nu cu spor prea mare. Am intrat și eu în vorbă și am zis, îmi permite să ascult și eu. Și doamna asta a zis, cu plăcere. Și n-am zis nimic decât am ascultat să văd ce are de spus. La un moment dat am intervenit, ce-mi permiteți o întrebare? Și a spus, da. Spuneți-mi, vă rog, ați vorbit de iertarea păcatelor. Cine poate ierta păcatele? Cine are dreptul să ierte păcatele? Și a zis, numai Dumnezeu? Așa este. Dar rugăciune, cui putem adresa? Numai lui Dumnezeu. Dar închinare, cui putem aduce? Numai lui Dumnezeu. Așa este. Vreți că ne înțelegem. Numai Dumnezeu e vrednic de astea.
Stimată doamnă, a întrebat-o, iată ce de fapt am vrut să vă întreb. Dumneavoastră spuneți că închinarea este numai pentru Dumnezeu și în același timp recunoașteți că Iisus Hristos a primit închinarea. Mai știm din Biblie că și diavolul primește închinarea și o cere obraznic. Și acum întrebare pentru dumneavoastră. În ochii dumneavoastră Iisus cine-i? Dumnezeu sau diavol? Că e clar că primește închinarea. Și numai una din două poate fi. Oi Dumnezeu și o primește pe drept, oi demon și înșală lumea. Cine e Iisus pentru tine? Pentru mine, Doamne, a spus, Iisus Hristos este Dumnezeu, ca și Dumnezeu Tatăl și ca Sfântul Duh. Și de-aia e vrândit de închinare. Așa că nu mai te amăgi pe tine și pe alții zicând că nu-i Dumnezeu. Iar răspundem de ce o primit închinare dacă nu-i Dumnezeu. S-a blocat. Nu mai era șina aia pe care fusese ea să învățată. Mutat-o pe altă linie. Acolo a rămas. S-a blocat. Și a zis, domnule, nu știu, o să întreb. A luat perdeaua și a tras-o așa peste cap și s-a uitat pe geam și nu mai vrea să ne bage în seamă. Faptul că Iisus Hristos primește închinare arată clar că El este Dumnezeu. Însumând aceste argumente, 6 la număr, afirmăm cu tărie că Iisus Hristos este Dumnezeul nostru. Și acum, în încheiere, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. Îl primim pe Domnul Iisus? Îi recunoaștem măreția, slava, numele? N-am spus prea multe despre venirea Lui în lume, despre scopul venirii sale în lume. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Știți ce este cina Domnului de astăzi? Este un ecou al divinității sale și a întrupării sale. E printre noi. E cu noi. Putem comunica, putem să-i trăim prezența, să auzim cuvântul, putem să fim în părtășie cu El. El a zis, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Se dă pentru voi. Cuvântul este printre noi, slăvit să fie în numele Lui. Și mă mergând în această dimineață la cină, vă chem cu această înțelegere. Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, din vecii vecilor și mai înainte de a fi veci, creatori a timpului, mai înainte de a fi creația, au făcut un plan de mântuire. A văzut tot un avans. Și a văzut și ziua aceasta. Și că suntem aici. Și eu cred că a văzut și nevoile cu care venim. Și ce este frumos este că El n-a văzut doar întrebările, ci a văzut și răspunsurile. N-a văzut doar crizele, ci și soluțiile. N-a văzut doar problemele, ci și izbăvirea. Și hai să închinăm înaintea Lui, reținând că este Dumnezeu etern, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu față de care te poți apropia. Amin.